dimineața am privit împreună din nou la tema bucuriei, la tema bucuriei în suferință și ne-am propus ca în această seară să ne uităm la câteva aspecte practice, la lucruri care le putem noi face ca să luptăm, să lucrăm spre a avea bucurie chiar și în necazurile prin care trecem și vrem ca să plecăm de aici cu câteva arme, cu câteva unelte care le putem folosi în mod constant. Probabil că nimic din ceea ce voi spune nu va fi nou pentru dumneavoastră, nu ăsta este scopul. Doamne ferește că în 2000 de ani de creștinism să vin eu cu ceva nou. Tata așa îmi zicea, când îți pregătește o predică, studiezi textul, îți faci schița și după aia deschizi niște comentarii și vezi dacă altcineva o mai gândit ceea ce ai gândit tu. Dacă nimeni în 2000 de ani nu a avut aceeași idee inspirat prin Duhul Sfânt ca și tine, aruncă schița la gunoi și începe din nou. Hai da greș, cu siguranță. Dar sunt lucruri care, cum zice Apostolul Pavel, deși nu este greu ca el să se repete, pentru noi este de folos. Sunt lucruri care trebuie să ne amintim și să ne reamintim și să le practicăm și în acest fel să luptăm pentru bucuria în Dumnezeu, pentru bucuria prin Domnul nostru Iisus Hristos. Totul începe așa cum probabil suspectați, începe cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este punctul focal în viața creștinului. Cuvântul este sursa, este izvorul, este felul în care Dumnezeu a hotărât să se reveleze, este felul în care Dumnezeu a hotărât să lucreze în viața noastră prin Cuvântul Lui aplicat în viețile noastre Duhul Sfânt. Toată lucrarea lui Dumnezeu în noi este lucrată prin Cuvânt. Acolo unde Cuvântul este absent, este absent Dumnezeu, este absent Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează prin altă metodă decât prin Cuvântul lui Dumnezeu. Asta este metodologia de lucru a Duhului, este să lucreze prin Cuvânt. Este să lucreze prin Cuvânt. Trebuie ca să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Este un aspect fundamental în viața creștină. Așa de fundamental este și așa de banal, din păcate, a devenit, încât nu mai discutăm despre faptul că ar trebui ca să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și nu mai practicăm. Pur și simplu presupunem că toți creștinii citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Realitatea este că cei mai mulți creștini, între ghilimele, nu citesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Sau citesc foarte, foarte puțin. Nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Nu iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te uiți la, de exemplu, în bisericile evanghelice, te uiți la media de durata unei predici în ultimii 50 de ani, ea se scurtează și se scurtează și se scurtează și se scurtează. Aș bănui că media, așa per total, în bisericile evanghelice, la nivel global, poate că este undeva la un 20-25 de minute. Și să vin cu tot felul de argumente, că oamenii nu mai au posibilitatea să rămână atenți așa de mult și așa mai departe, da? Cuvântul trebuie citit și trebuie ascultat. Trebuie citit și ascultat în mod regulat, adică tot timpul, în fiecare zi. Psalmul 1, versetul 1 și 2 spune: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi și nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea lui Dumnezeu și zi și noapte cugetă la legea lui. Ce contrast între batjocorire, glume, prostii, povești, bârfă, da? Dacă am cumulat tot timpul investit în lucrurile astea și le-am comparat cu timpul investit în a medita la legea lui Dumnezeu, ne-am înspăimânta dacă ne-ar ține cineva o contabilitate. Într-o zi, câte discuții inutile au fost, câte glume inutile au fost și câtă cugetare asupra legii lui Dumnezeu. Ne-ar înspăimânta dacă cineva ne-ar contabiliza și ne-ar da un raport la sfârșit de săptămână. Săptămâna asta ai petrecut atâtea ore în cuvânt și atâtea ore în glume, prostii, discuții, bârfe. Ne-am înspăimânta la propriu dacă cineva ar face această analiză pentru noi.
Psalmul 119, la versetul 148, ne spune: o iau înaintea străjerilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Psalmistul spune că el se trezește înainte de zorii dimineții, ca el să aibă timp să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai suntem dispuși să facem vreun sacrificiu, ne este așa de dulce somnul nostru. Suntem așa de obosiți de la tot ceea ce trebuie să muncim, de la tot ceea ce trebuie să realizăm, că nu mai putem ca să stăiem din somnul nostru ca să medităm la cuvântul lui, la cuvântul lui Dumnezeu și ca să ne odihnim sufletele. Trebuie ca să citim din cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui Dumnezeu în mod sistematic, nu doar așa haotic. Tindem ca să sărim de aici colo și să nu parcurgem într-un fel sistematic cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Apostolul Pavel spune că el nu s-a ferit să vestească întreg planul lui Dumnezeu, noi nu ar trebui ca să ne ferim ca să citim și să cunoaștem întreg planul lui Dumnezeu. Este o mirare pentru mine când interacționez cu oameni care ascultă predicarea de la noi din biserică și sunt surprinși că aud expuse anumite teme care ei nu le-au auzit niciodată. În 30, 40, 50 de ani de pocăință, cum se zice, și ei n-au dat de temele acestea în Sfintele Scripturii. Este necrezut pentru mine. Frate, n-am mai auzit niciodată o predică pe tema asta. Nu știu cum e posibil așa ceva. Frate, n-am mai auzit despre așa ceva vreodată și spocăi de 50 de ani, de 40 de ani, de 30 de ani. Păi, nu știu, eu din Biblie predic, tu unde citești? Trebuie să citim în mod sistematic și să nu evităm nimică din ceea ce Biblia vrea să ne învețe. Toată Biblia este însuflată de Dumnezeu. Toată Biblia este de folos. Nimică nu este depus deoparte. Nimică nu este de marginalizat. Cum a zis un frate la o conferință pe reformă, anumite lucruri din Scriptură sunt secrete în familie. Nu trebuie să le pomenim public. Nu există așa ceva. Noi trebuie să învățăm de la toată Scriptura și să propovăduim toată Scriptura. Ca atare, cuvântul trebuie citit, studiat, meditat asupra lui în mod sistematic. Ca de-a lungul anilor să ne confruntăm cu tot ceea ce vrea Dumnezeu să ne transmită. Cuvântul trebuie ca să fie citit, trebuie să fie studiat, ca și o prioritate în viața noastră. Trebuie să fie o prioritate în viața noastră să citim din cuvântul lui Dumnezeu, să medităm asupra lui, să învățăm din el. Psalmistul spune în Psalmul 119, la versetul 36, pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Fă o prioritate în viața mea din cuvântul tău și nu din lucrurile materiale. Din nou, dacă îmi face o analiză la prioritățile noastre, am vedea că cuvântul lui Dumnezeu și părtășia cu Dumnezeu, prin cuvânt, prin rugăciune, prin părtășie frățească, prin toate instrumentele Harului, nu sunt o prioritate de multe ori în viața noastră. Cuvântul trebuie să aibă un loc de prioritate chiar deasupra câștigului material. Lucrez mai puțin într-o zi, cu jumătate de oră, ca să am jumătate de oră să meditez asupra cuvântului Dumnezeu în mod intențional, în mod deliberat, în mod sistematic. Câștig mai puțin la locul meu de muncă sau realizez mai puține din scopurile mele, ca să pot realiza scopul meu suprem de a-L cunoaște mai adânc pe Dumnezeu și de a mă bucura în El. Cuvântul trebuie să fie o prioritate în viața noastră. Nu doar că trebuie ca să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu. A citi din cuvânt nu este totuna cu a medita asupra cuvântului. Noi avem impresia că dacă am citit un capitol, două, trei, patru din Scriptură, gata, am meditat asupra cuvântului. Dar nu este așa. A medita asupra cuvântului este ceva mai mult. Nici măcar a asculta o predică nu este totuna cu a medita asupra cuvântului. A medita asupra cuvântului este a gândi profund asupra cuvântului Dumnezeu. A gândi în mod continuu asupra cuvântului lui Dumnezeu. În Psalmul 119, la versetul 97, spune: cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Toată ziua. Cum toată ziua? Da, de dimineață, merg pe mașină la servici,
mă gândesc la cuvântul lui Dumnezeu, mă gândesc la ceea ce am citit în acea dimineață, mă gândesc luni dimineața la mesajul și cuvântul expus de duminică seara. Îmi fac munca în timpul zilei, meditez la cuvântul lui Dumnezeu. Mă întâlnesc cu un prieten, meditez la cuvântul lui Dumnezeu împreună cu el. Zi și noapte, meditez la cuvântul lui Dumnezeu. O, cât de puține gânduri avem noi care au de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult ne gândim la toate celelalte lucruri. Și nici măcar nu ne gândim la acele lucruri în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Orice experiență din viața noastră, orice experiență din viața de zi cu zi este oportunitate să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu. Oricând ai o decizie de luat, oricând ai ceva de făcut în viața de zi cu zi, este oportunitate să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu. Ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu despre această situație? Ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu despre această decizie care trebuie să o iau? Ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu despre ceea ce experimentez eu acum? Ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu despre masa care urmează să o luăm după biserică? Mergem și stăm la masă și mâncăm și gustăm din binecuvântările care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, să ne hrănească trupurile. O oportunitate să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre hrana care El a pregătit-o pentru trupurile noastre. Ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu despre faptul că vom merge de seară să ne culcăm? Biblia spune despre omul credincios că el se culcă liniștit și somnul lui este dulce. Ce minunat să te duci la culcare, să știi că dacă te încredințezi în mâna lui Dumnezeu, somnul tău poate fi dulce, pentru că n-ai nicio grijă care depășește puterea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus despre toate domeniile, sferele, activitățile vieții tale. Și tu poți medita tot timpul, zi și noapte, la legea lui Dumnezeu. Și trebuie ca să facem acest lucru. Trebuie ca să memorăm cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie ca să-L cunoaștem în așa fel încât El să fie îmbibat în noi. Ziceam în mesajele care au fost săptămânile acestea că creierul creștin trebuie să fie o concordanță biblică. Orice subiect care îl discutăm trebuie ca să aducă în gândirea noastră versete din Biblie. Orice subiect, automat trebuie să ne gândim ce spune Biblia despre acest lucru. Asta înseamnă ca să memorezi cuvântul lui Dumnezeu. Sunt diverse metode. Unii trebuie să ia versete și realmente să-și propună să le memoreze, să stea, să le recite până când le cunosc. Alții, pur și simplu, prin citire și prin studiu, la un moment dat, devii așa de familiar cu ele încât le cunoști pe de rost. Și alții, pur și simplu, nu știu nimică din cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă au citit. Au citit așa de superficial, n-au meditat absolut deloc, ca atare nu cunosc, nu pot să-și amintească un verset din Biblie în afară de Ioan 3:16 și ăla îl citează greșit de multe ori. Oricine, nu oricine crede, frate, nu oricine, toți credincioșii, da? Dacă citești în mod sistematic, în mod intențional și dacă meditezi zi și noapte la ceea ce ai citit, imposibil ca să nu ajungi să memorezi anumite porțiuni din Scriptură, da? Dacă un singur verset în seara aceasta sau un singur pasaj îl citești și după aia toată ziua mâine meditezi asupra acelui pasaj, garantez că acel pasaj va rămâne întipărit în mintea ta. Și la vremea potrivită, Duhul lui Dumnezeu vă va aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu care va fi potrivit pentru situația în care vă aflați. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie studiat. Nu doar citit, nu doar meditat asupra lui, nu doar memorat, ci trebuie studiat. Țineți minte ceea ce zice Apostolul Petru, că fac unii cu scripturile mai dificile scrise de Apostolul Pavel. El spune că ei sunt răstălmăcite de acest oameni spre pierzarea lor. De ce? Pentru că ei sunt neînvățați și nestatornici. Asta nu înseamnă că n-au doctorat în teologie. Asta înseamnă că n-au studiat cuvântul lui Dumnezeu, n-au stăruit în a studia în mod sistematic cuvântul lui Dumnezeu. Da? Ci pur și simplu au spicuit și au răstălmăcit după poftele firilor, după gândurile lor firești și carnale și au creat o teologie proprie, dar n-au studiat cuvântul lui Dumnezeu. Nu s-au dedicat în așa fel studiului încât să înțeleagă ceea ce spune Scriptura. Să tălmăcească Scriptura cu Scriptura.
Ce mare pericol să fim și noi niște oameni care am citit cuvântul, care chiar poate că am meditat o vreme asupra lui, poate chiar l-am memorat, dar nu am studiat cuvântul. N-am înțeles mesajul cuvântului lui Dumnezeu și îl răstălmăcim spre pierzarea noastră. Cinci, cuvântul trebuie trăit. Nu doar citit, nu doar meditat asupra lui, nu doar memorat, nu doar studiat. Cuvântul trebuie trăit, el trebuie împlinit. În Psalmul 119, versetul 40, spune în felul următor: iată, doresc să împlinesc poruncile tale. Fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Observați cum psalmistul nu are nicio problemă, cu gândirea reformată asupra dacă noi facem sau Dumnezeu face, da? Eu vreau ca să ascult de cuvântul lui Dumnezeu, fă-mă să trăiesc în felul acesta. Nicio problemă pentru psalmist, pentru să gândească în felul ăsta. Numai noi ne tot cramponăm pe eu trebuie să fac sau Dumnezeu. Tu fă. Și repede vei realiza că fără Dumnezeu nu poți face nimic. Și atunci vei striga la Dumnezeu și spune: Doamne, ajută-mă, împlinește în mine ceea ce mi-ai poruncit. La versetul 44, psalmistul spune în Psalmul 119: voi păzi legea ta necurmat. La versetul 57, partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele tale. Scopul citirii, scopul studiului, scopul memorării, scopul meditării este ca să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar să fim niște cunoscători ai Scripturii, ci să fim niște împlinitori ai Scripturii. Viața noastră să fie transformată în așa fel încât să știm ce spune Scriptura despre orice situație din viața noastră și să facem ceea ce spune Scriptura despre orice situație din viața noastră. A ști fără a împlini nu este altceva decât condamnarea noastră proprie. Atât. Dacă noi știm ce spune Scriptura despre viața noastră de familie, dar noi trăim în familie cum vrem noi, ne condamnăm singuri și ne norocim familia. Dacă noi știm ce scrie Scriptura despre biserica noastră și totuși noi ne cârmuim bisericile și ne administrăm bisericile cum vrem noi, ne norocim bisericile și ne condamnăm singuri pentru că nu avem nicio scuză. Dacă noi știm ce spune Scriptura despre munca noastră și despre banii noștri și noi continuăm să trăim cum vrem noi, după principiile lumii, nu ne ajută la nimică. Că am meditat împreună asupra acestor aspecte din Cuvântul lui Dumnezeu, că am memorat anumite versete și că am studiat anumite adevăruri din Scriptură, dacă nu trăim după Cuvântul lui Dumnezeu. 6. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie vestit. Trebuie proclamat. În primul rând ție. Fiecare trebuie ca să își vestească, să își proclame Cuvântul lui Dumnezeu lui, în primul rând. Gândurile noastre trebuie să fie transformate prin Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când firea noastră pământească vine și ne ispitește, atunci când cel rău vine și ne ispitește prin tot felul de pofte, de ispite, tot felul de gânduri din firea noastră care ies la iveală, și cum zice Biblia, mai întâi vine ceea ce este firesc, răspunsul nostru trebuie ca să fie prin Cuvântul lui Dumnezeu. La fel cum Domnul Iisus, când a fost ispitit de Satana, a răspuns prin Cuvântul lui Dumnezeu. A răspuns prin valoarea Cuvântului lui Dumnezeu. Singura metodă prin care vom face față la ispitele acestei viac este prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul trebuie propovăduit în primul rând nouă. Și în al doilea rând trebuie propovăduit altora. Trebuie să spunem celor din jurul nostru din Cuvântul lui Dumnezeu, să proclamăm Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Psalmistul spune în Psalmul 119 cu 13: cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii tale. La versetul 46 spune: voi vorbi despre învățurile tale înaintea împăraților și nu-mi va roși obrazul. Nu-mi va fi rușine. Nu va fi rușine să vorbesc despre cuvântul tău. Nu va fi rușine în fața colegilor, nu va fi rușine în fața șefului, nu va fi rușine în fața oamenilor mai învățați ca mine. Pentru că știu că este cuvântul drept și adevărat al lui Dumnezeu. Și nu contează în fața cui mă aflu. Cuvântul care îl proclam este cuvântul lui Dumnezeu. Este mai înțelept decât orice înțelepciune omenească. Este mai adevărat decât orice
gând sau orice adevăr omenesc. Cuvântul trebuie proclamat. Cuvântul trebuie proclamat. În al doilea rând, trebuie să luptăm pentru bucurie în viața noastră prin post și rugăciune. Postul și rugăciunea biblică și eficientă are în primul rând ca și scop transformarea noastră. Asta este scopul rugăciunii și scopul postului, ca noi să fim schimbați prin activitățile acestea spirituale. Creștinul a ajuns să privească la Dumnezeu ca un fel de tonomat, iar postul și rugăciunea sunt fisele care le introducem să-L facem pe Dumnezeu să cânte cum vrem noi. Ce cântare, ce melodie avem nevoie să ascultăm astăzi, să auzim astăzi din gura lui Dumnezeu? Băgăm un post, băgăm o rugăciune și cu siguranță apăsăm niște butoane și Dumnezeu va cânta după placul nostru. Cam asta e teologia cea mai comună, cea mai răspândită a postului și a rugăciunii din ziua de astăzi. În Ioan 14, Domnul Iisus spune ucenicilor: orice veți cere numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere numele Meu, voi face. Și după aia în Ioan 16 spune din nou: adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele Meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele Meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Textul acesta, de cei care sunt neînvățați și sunt conduși de poftele firilor, este răstălmăcit deseori. Vedeți? Puteți cere orice și vi se va da. Dar de fapt, putem observa că orice cerem după voia lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, El se obligă ca să facă. La care noi am răspunde: păi atunci ce rost are? Ce rost are să postez și să mă rog dacă tot ce cerem și tot ceea ce facem, tot ce cerem și tot ceea ce El face, va fi doar ceea ce El vrea să facă? Ce rost are să mă rog? Și Domnul Iisus ne dă răspunsul și ne spune: pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Scopul rugăciunii nu este ca voia noastră să fie împlinită. Scopul rugăciunii este ca voia lui Dumnezeu să fie împlinită și în felul acesta bucuria noastră să fie deplină. Scopul postului nu este să-L manipulăm pe Dumnezeu în așa fel încât El să fie de acord cu voia noastră, ci să ne transformăm prin aceste discipline spirituale încât firea noastră să fie subjugată și să fim noi de acord cu voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu să se facă prin noi. Postul și rugăciunea au ca și scop împlinirea voii lui Dumnezeu prin noi și pentru noi. Rugăciunea Tatăl nostru ne spune că noi trebuie să ne dorim ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ ca și în ceruri. Voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ ca și în ceruri, nu voia noastră. Noi nu apelăm la Dumnezeu ca El să facă prin puterea Lui voia și poftele noastre. Și noi ne rugăm lui Dumnezeu ca El să facă tot ceea ce vrea El. Și scopul rugăciunii este ca noi să fim transformați, încât atunci când vedem voia lui Dumnezeu realizată în jurul nostru, să ne îmbucure acest lucru. Dacă Dumnezeu ar răspunde negativ la toate rugăciunile tale și totuși ar face în viața ta toată voia Lui suverană și bună, te-ar îmbucura lucrul acesta? Sau te-ar întrista? Scopul rugăciunii și scopul postului este să elimine tot ceea ce există în viața ta care te împiedică de a te bucura de faptul că Dumnezeu va face tot ceea ce vrea El în viața ta. Și să te alinieze voința ta cu voința Lui, dorințele tale cu dorințele Lui. Nu să-L alinieze pe Dumnezeu cu tine. Postul și rugăciunea după voia lui Dumnezeu este ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este în cuvântul lui Dumnezeu unde este revelată voia lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne revelează tot ceea ce El vrea pentru noi, tot ceea ce El a decretat pentru noi. Nu ne putem ruga dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Nu știm ce ar trebui ca să cerem. Și trebuie ca să ne rugăm lui Dumnezeu să ne învețe. Și acum apostolii s-au rugat de Domnul Iisus Hristos să-i învețe să se roage.
să-i învețe să roage. Rugăciunea trebuie ca să fie ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, ca întotdeauna să mergem înaintea lui Dumnezeu și să cerem în numele Lui ceea ce Dumnezeu a revelat prin cuvântul Lui. Și mințile noastre, gândurile noastre, sentimentele noastre, inimile noastre să fie aliniate la voia și la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în felul acesta, bucuria noastră va fi deplină. Dacă Dumnezeu ar răspunde pozitiv la tot ceea ce ne taie nouă capul, la toate lucrurile care credem noi că ne-ar aduce bucurie, ne-am nenorocit singuri. Dar Dumnezeu este un Tată iubitor. Și El răspunde pozitiv și garantează să răspundă pozitiv la tot ceea ce este după voia Lui și tot ceea ce ne va aduce nouă bucurie. Postul are ca și scop în mod deosebit amintirea noastră la cele mai elementare nivele că avem nevoie de Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Postul nu este doar abținere de la ceva de dragul de a te abține, ci postul te sensibilizează și te face să realizezi că există nevoi superioare care trebuie hrănite. Ai nevoie de a-L vedea pe Dumnezeu, de a vedea slava lui Dumnezeu mai mult decât ai nevoie de hrană. Ai nevoie de comuniune cu Dumnezeu mai mult decât ai nevoie de băutură. Ai nevoie ca să realizezi că sunt lucruri mai elementare pentru existența ta decât hrană și băutură sau orice alt lucru. Și atunci când postim, ne reamintim la nivel trupesc, când începe foamea aia să te roadă, da? Scopul nu e numai ca să repzi de dragul de a răbda, ci scopul e să conștientizezi că tu ai nevoie să fii hrănit cu ceva mai bun. O practică foarte bună când postim și mai ales când postim pentru timp îndelungat este să ne facem obiceiul că atunci când avem senzațiile acelea de foame, de nevoie, da? Trupul nostru se răzvrătește împotriva Duhului. Duhul spune post și rugăciune, da? Și trupul spune, nu, eu vreau hrană trupească. Și începem și simțim. Îndată ne doare capul, da? Stomacul nu mai face gălăgii. O deprindere bună este atunci când vin acele senzații să te duci instant și să te hrănești din ceva duhovnicesc. Când simți nevoia de a hrăni trupul, faci o pauză, cum ai face pauza de masă și zici, mă voi hrăni din cuvântul lui Dumnezeu. Te pui și citești din Biblie și meditezi din cuvânt. Și continui cu ziua ta. Și iară vor veni acele nevoi fizice, da? O durere de cap, o să simți setea pe buze, o să simți durerea în stomac. Mai fă o pauză de masă. Oprește din ceea ce faci, pune-te jos și meditează asupra cuvântului. Da? Și continuă. Și în felul acesta îți vei disciplina trupul și mintea să realizeze că tu ai nevoie de ceva mai mult decât ai nevoie de mâncare. Tu ai nevoie ca să guști, să mănânci și să fii săturat din Domnul Iisus Hristos, pentru că El este adevărata hrană. El este apa vie. Postul ne sensibilizează într-un fel deosebit, pentru că ne face cunoscut faptul că avem nevoi superioare de nevoile acestea elementare trupești, pentru care ne preocupăm în fiecare zi și în fiecare clip. De aceea mâine vom merge la lucru, ca să punem pâine pe masă. De aceea avem nevoie să ne amintim că există o hrană mai importantă decât pâinea aceea pentru care ne trudim. De asemenea, de exemplu, dărnicia și slujirea, sacrificiul creștin, are același efect. Atunci când dăruim din bunurile noastre materiale, conștientizăm cât de mult am fost, de fapt, lipiți de acel lucru material. Dărnicia creștină, făcută corect, ar trebui să doară un pic. Pentru că rănește firea. Când te duci și bagi mâna în buzunar să ajuți pe un sărman și dai mai mult decât ar vrea firea. Mai mult decât ar fi confortabil firea ta pământească. Da? Dar dai pentru că simți călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că ai înțeles din Scriptură că asta este voia lui Dumnezeu pentru tine. Firea este rănită. Firea spune, măi, Mihai, totuși, merita sărmanul ăla 100 de lei? Nu merita. Dar Dumnezeu merită, pentru că El mi-a dat totul. Când ne amintim prin post, prin dărnicie, prin rugăciune de aceste lucruri, realizăm că avem mai mare nevoie de Hristos și nu de acele lucruri materiale. Sunt instrumente minunate
a harului prin care realizăm cât de superioară este bucuria în Hristos în comparație cu orice altă bucurie. În comparație cu hrana cea de toate zilele, în comparație cu averile noastre, în comparație cu orice. Când ne debarasăm de ele și ne concentrăm asupra lui Hristos și asupra mântuirii care El a realizat-o pentru noi și asupra părtășiei cu Dumnezeu, realizăm că acestea sunt adevăratele valori și acestea sunt adevăratele nevoi. 3. Cântarea. Cântarea este un instrument al harului deosebit. Este foarte greu să fii supărat cântând. Foarte greu. Nu știu de ce, dar așa este. Când ești supărat și te apuci să cânți, parcă starea ta se schimbă. Ce har de la Dumnezeu ca să putem cânta în biserică, în casele noastre, în mașinile noastre, oriunde avem libertatea de a cânta. În Fapte 16 este acel episod cu Pavel și acel incident cu Pavel și Sila în închisoare. Și ni se spune în felul următor, Luca relatează: după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în închisoare, poruncind temnicerului să-i păzească bine. Primind un astfel de ordin, temnicerul i-a aruncat în celula cea mai lăuntrică și le-a băgat picioarele în butuci, să se asigure că nu există nicio șansă de scăpare. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau laudă lui Dumnezeu, iar deținuții îi ascultau. Ce minunat! Să poți ca să cânți laudă lui Dumnezeu, chiar în închisoare, chiar după ce ai primit o bătaie bună. Să înalți glasul și să cânți laudă la adresa lui Dumnezeu. Cât de puțin este necesar în viața noastră ca să fure cântarea și lauda de pe buzele noastre. Orice veste proastă, orice mic deranj în viața noastră și ne pierde cheful de a lăuda pe Dumnezeu. Ironia este că cântarea în sine produce bucurie. Lauda la adresa lui Dumnezeu produce bucurie. Și apostolul Pavel cunoștea foarte bine puterea cântării spre lauda lui Dumnezeu. De aceea, de exemplu, în Efeseni 5:19 poruncește în felul următor: vorbiți între voi cu psalmi, cu imnuri și cântece duhovnicești, cântând și lăudându-L pe Domnul în inima voastră. În Coloseni 3:16 apostolul Pavel ne spune: cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug, da? Temelia este cuvântul, întotdeauna. La orice laudă, la orice cântare, temelia întotdeauna trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre cântece de laude, imnuri și cântece duhovnicești. Ce păcat că aceste porunci sunt așa de prost aplicate în biserică și de multe ori sunt limitate doar la biserică. Ce ne oprește ca să cântăm între noi? Ce mă oprește când mă duc la cafea la fratele Cristi să cântăm o cântare împreună? Ce mă oprește când mă întâlnesc cu un frate care este mâhnit pentru care are un necaz în viața lui să ne amintim de o cântare de laudă și încurajare și să o cântăm împreună? Nimic. Decât că suntem neascultători față de cuvântul lui Dumnezeu și nu aplicăm metodele harului care pot să producă bucurie în inimile noastre. Pavel era în temniță, cu picioarele în butuci, și el cânta laude la adresa lui Dumnezeu. El cânta laude la adresa lui Dumnezeu. Puterea cântării duhovnicești este în conținutul ei duhovnicesc. Cântarea nu ne alină pe noi creștini doar că are o melodie frumoasă. E importantă și melodia. Cântarea este o binecuvântare pentru că este încă o metodă de a intra în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, cu adevărurile lui Dumnezeu. Deci este deosebit de important conținutul unei cântări. Conținutul unei cântări trebuie să aibă corespondent biblic. Ceea ce cânt eu trebuie să fie adevărul cuvântului lui Dumnezeu în versuri, pe melodie. Și atunci va fi eficientă. Cântarea asta contemporană, trei cuvinte repetate pe un ritm frumos, mă leag în pe ea și mă simt, nu ține. Merge până la un loc. Dar atunci când cântarea este în mod adânc, împregnată cu adevăruri biblice, atunci când ea comunică într-un mod deosebit adevărul Scripturii, ea va produce în inima mea și în inima dumneavoastră bucurie, bucurie în Dumnezeu. Mark Dever spunea la un moment dat că biserica
trebuie să cânte cuvântul, să predice cuvântul, să se roage cuvântul, să cânte, să citim cuvântul, să proclamăm cuvântul, să ne rugăm cuvântul lui Dumnezeu, să cântăm cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cuvântul lui Dumnezeu prin cina Domnului și botez. Tot ceea ce se întâmplă în viața creștinului trebuie ca să provină din cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce se întâmplă în închinarea bisericii trebuie ca să fie ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este cuvântul care este sursa bucuriei noastre. Pentru că acolo ne întâlnim cu Dumnezeu. Acolo Dumnezeu s-a revelat pentru noi. Nicăieri altundeva nu vom putea să-L întâlnim pe Dumnezeu așa cum putem să-L întâlnim în cuvântul Lui. 4. Părtășia. Psalmistul spune în Psalmul 122: mă bucur când mi se spune să mergem la casa Domnului. Ce lucru minunat să poți avea părtășie cu frații tăi, în orice context, dar mai ales la închinare, mai ales când vii la adunare, când vii la casa Domnului să te închini lui Dumnezeu cu frații tăi. Dar în orice context, la adunare, la masă, la o cafea, la o plimbare, la servici, oriunde poți ca să stai în părtășie cu frații tăi, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc pe cei iubiți de Dumnezeu. Este o condiție care e nediscutabilă. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, vei iubi pe copiii lui Dumnezeu. Vei dori să fii împreună cu copiii lui Dumnezeu. Vei vrea să ai părtășie cu ei. Eu vreau să am mai multă părtășie și mai mult timp petrecut cu voi decât cu orice altceva în lumea aceasta. Mai mult decât cu prietenii mei, mai mult decât cu colegii mei. Creștinii își doresc să fie împreună. Înțelegem că avem același tată. Înțelegem că suntem frați. Înțelegem că am fost răscumpărați împreună și am fost mântuiți ca să alcătuim un singur trup împreună. Înțelegem că vom petrece o veșnicie împreună și, cum spunea cineva, ar trebui să ne obișnuim unul cu altul de acum. Aud pocăiți. Păi frate, știi, eu n-am nimică cu fratele Radu. Cum n-ai nimică cu fratele? Păi eu n-am nimică cu sora respectivă. Imposibil așa ceva. Ai totul împreună cu fratele și cu sora dacă sunteți împreună în Hristos. Avem o mântuire de obște. Avem o moștenire comună. Îl avem pe Hristos și suntem mădulare în trupul lui Hristos. Când spunem că n-avem nimică cu nimeni, trădăm că de fapt n-avem nimică cu Hristos. Pentru că dacă suntem în El, avem totul în comun. Ai nevoie și am nevoie de părtășia trupului. Am nevoie de părtășia trupului prin ceea ce se întâmplă aici, în închinare, în slujbele bisericii. Vedem, de exemplu, cei din Fapte erau nelipsiți de la templu. Nelipsiți de la templu. Nu pentru că erau niște legaliști, ci pentru că înțelegeau valoarea părtășiei frățești. Erau nelipsiți de la templu și în timpul săptămânii se întâlneau în casele lor și frângeau pâinea împreună. Erau nelipsiți împreună în timpul săptămânii și erau nelipsiți de la templu împreună. Prin părtășia care o avem în familiile noastre, prin părtășia între frați din timpul săptămânii, prin orice ocazie de a avea părtășie cu mădularele în trupul lui Hristos, noi suntem binecuvântați în așa fel încât bucuria noastră crește. Ca și creștin, nu ai fost creat ca să trăiești în izolare și ca să fii un mădular în trupul lui Hristos. Probabil că este unul dintre motivele pentru care nu ai o bucurie creștină. Te-ai izolat de trup. Te-ai izolat de celelalte mădulare. Și nu poți ca să primești creșterea care vine atunci când faci parte bine închegat, strâns din trupul lui Hristos. Singura metodă prin care poți face parte din Hristos este să faci parte din trupul Lui. Nu poți fi parte din Hristos, dar să n-ai nimică cu trupul. În Coloseni 2:19 se tratează această problemă a unora care erau niște falși credincioși. Și aceștia nu făceau parte, nu erau parte strânsă și componentă. Și Apostolul Pavel spune că ei nu se țin strânși de capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și a legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Dumnezeu dă creșterea mădularelor în cadrul trupului. Dacă vrei ca să crești
ca și creștin, dacă vrei ca să crești în maturitate spirituală, dacă vrei ca să crești în bucuria ta care o ai în Dumnezeu, trebuie să crești în lăuntru trupului. Să fii bine strâns cu celelalte mădulare. Nu poți fi undeva în afara trupului. Nu poți să n-ai nicio legătură cu trupul și să-ți primești creșterea. Dumnezeu așa lucrează. Prin biserică, prin trupul lui, el dă creșterea. Este adevărat că fiecare credincios are acces direct la Dumnezeu prin Hristos. Dar este la fel de adevărat că suntem chemați să venim înaintea lui Dumnezeu împreună. Ca și un trup, bine închegat. Și în felul acesta ne vom ține strânși de capul care este Hristos. Și în felul acesta vom primi creșterea de care fiecare dintre noi are nevoie. În creștinism nu există lupi singuratici. Nu există oameni insulari. Nu există haiduci, trubaduri. În creștinism există doar mădulare în trupul lui Hristos. Suntem zidiți împreună. Suntem clădiți, închegați împreună ca să formăm un singur trup. Augustin cred că zicea, cine are pe Dumnezeu ca și tată va avea biserica ca și mamă. Dacă n-ai nicio treabă cu biserica lui Hristos, dacă n-ai nicio treabă cu celelalte mădulare, n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. N-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Și te amăgești singur. Creștinul își caută întotdeauna părtășie cu alte mădulare. O caută la nivel corporativ, prin închinare, și înțelege că trebuie ca să fie nelipsit de la închinarea trupului și o caută prin părtășie la nivel de personal, la nivel individual. La frate la frate, soră cu soră, întâlniri în casele fraților. Aseară am fost la niște frați și lucrurile au evoluat așa. La miaz ne-am propus că să mă duc până la ei. Frate, hai până la noi, noi o să fim acasă, hai până la noi. Întâmplător sau neîntâmplător, prin providența meticuloasă a lui Dumnezeu, ne-am întâlnit cu un alt frate înainte ca să mergem în seara aia. Fraților, haideți și voi. Bine, frate, să vorbesc cu soția, venim și noi. Da? Când am ajuns pe drum, eram pe drum să merg spre frate respectiv, primesc un mesaj la un alt frate. Frate, nu vii la o ciorbă. Frate, îmi pare rău, pe drum altundeva. Când ajung, frații respectiv spune, ei, tocmai l-am sunat pe fratele respectiv cu ciorba. Să vedem dacă vine și el. Și ne-am trezit acolo, mai mulți frați, da? Unul a dus o ciorbă, unul a dus o franzelă, unul a dus... Și-am frânt pâinea și-am avut părtășie și ne-am bucurat și-am plecat cu inimile înveselite în harul care îl avem în comun în Domnul nostru Iisus Hristos. Asta este viața creștină. Părtășie la nivel corporativ, ca și biserică, părtășie la nivel individual. Dacă în timpul săptămânii nu-ți vezi frații și vezi numai la biserică, ai o problemă între tine și relația ta cu trupul. Și nu mă mir că îți lipsește, bucuria creștină. 5. Este nevoie de pocăință. Pentru a fi bucuroși în Hristos este nevoie de pocăință. John Piper, în cartea lui, Când nu-L doresc pe Dumnezeu, cum să lupt pentru bucurie, o carte care este tradusă și în limba română și se poate afla, se poate comanda de pe internet, relatează faptul că la 15 ani mama lui a scris ceva pe coperta interioară a Bibliei și anume, această carte te va ține departe de păcat, iar păcatul te va ține departe de această carte. Asta e scopul păcatului. Asta vrea satana cu păcatul în viața noastră. El vrea ca păcatul să ne separe de Dumnezeu, să ne separe mai ales de cuvântul lui Dumnezeu, care ne poate îndrepta și îndruma și transforma și schimba. Și păcatul realizează lucrul acesta în viața noastră. Când există păcat în viața noastră, suntem îndepărtați de cuvântul lui Dumnezeu. Suntem îndepărtați de trupul lui Hristos. Fenomen fantastic care îl observ și aproape universal. Oameni care cad în păcat și primul instinct, de exemplu, este când vine cina Domnului să nu vină la biserică. Să nu vină la biserică. Pentru că nu vor ca să se confrunte cu trupul lui Hristos cât timp ei se află într-o stare de păcat. Și Biblia spune că ar trebui să faci exact invers. Biblia spune că trupul este acolo ca să fie spre binele tău, spre pocăința ta, spre zidirea ta. Și cina Domnului există pentru același motiv. Este un instrument al Harului ca să te zidească, să-ți amintească despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Despre iertarea care o ai prin sângele Lui. Păcatul ne îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu, de părtășia frățească, de instrumentele
harului prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Sursa bucuriei creștine este Dumnezeu, iar izvorul cunoașterii și a părtășiei cu Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Și păcatul întotdeauna, când este prezent în viețile noastre, atacă acest izvor și atacă celelalte instrumente care produc bucurie în viața noastră. Când există păcat nerezolvat în viața noastră, vom vedea că citim mai puțin din Scriptură, vom vedea că discutăm mai puțin despre Scriptură, vom vedea că avem mai puțină părtășie, vom vedea că toate instrumentele Harului sunt alterate în viața noastră. Pentru că păcatul vrea să ne țină departe de Dumnezeu, de biserica Lui, de cuvântul Lui Dumnezeu. Vrea să ne fure bucuria și vrea să elimine din viața noastră acele instrumente care pot ca să ne prelucreze încât să avem bucuria în Dumnezeu. David scrie în felul următor în Psalmul 32: Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține seama Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, cât zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea și mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. David se afla într-o stare decăzută, a căzut într-un păcat groaznic. Și în loc ca să alerge la Dumnezeu să-și mărturisească păcatul, el se ascundea de Dumnezeu, de parcă ai putea să te ascunzi de fața lui Dumnezeu. Și bucuria lui era furată, era anihilată din pricina acestui păcat. Atunci, zice el, ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmez. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr, fără pricepere pe care să-l strunești cu un frâu și o zăbală, cu care legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. De multe ori suntem și noi ca niște animale neastâmpărate. În loc ca să stăm lângă Dumnezeu, în loc ca să alergăm la Dumnezeu și să ne mărturisim păcatul din viața noastră, alergăm departe de Dumnezeu, alergăm departe de cuvântul Lui, alergăm departe de biserica Lui și ne uităm după aia în viața noastră și ne întrebăm de ce nu există bucurie, de ce nu avem nicio satisfacție. Pentru că păcatul în viața noastră înnăbușe aceste lucruri, elimină aceste lucruri. Esența păcatului este a găsi mai multă plăcere, mai multă satisfacție în altceva decât în Dumnezeu. Asta ar fi o definiție elementară a păcatului. A prețui pe un lucru sau pe o persoană mai mult decât îl prețuiești pe Dumnezeu. A dori ceva mai mult decât îl dorești pe Dumnezeu. Asta este esența păcatului. De aceea facem toate păcatele care le facem. Dumnezeu spune să nu furăm, dar este ceva care ne dorim foarte, foarte mult încât ne facem stare să furăm. Iubim, dorim acel lucru care îl putem obține prin furt mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu, da? Dumnezeu, toate poruncile lui Dumnezeu, până la urmă, nu sunt altceva decât teste să ne arate nouă dacă îl iubim într-adevăr pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Domnul Iisus Hristos spune că toată legea poate fi sumarizată în felul acesta: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Toată legea sumarizată în acest fragment. Pentru că esența păcatului nu este altceva decât a iubi pe altcineva sau pe altceva mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu. Iar pocăința nu este altceva decât lepădarea acelor lucruri și întoarcerea la sursa bucuriei supreme, adică la Dumnezeu.
Conștientizarea că acele lucruri sunt gunoaie, acele lucruri sunt doar amăgiri, acele lucruri nu sunt de valoare, ci că bucuria și valoarea supremă este Dumnezeu. Cât timp nu ne pocăim de păcatele noastre, cât timp nu ne pocăim de lucrurile care opresc bucuria din viața noastră și ne despart de Dumnezeu și ne țin departe de Dumnezeu, bucuria creștină va fi iluzorie pentru noi. Dar atunci când ne confruntăm cu realitatea vieții noastre, atunci când ne confruntăm cu păcatele vieții noastre, cu obiceiurile proaste, cu lipsa de disciplină spirituală și realizăm că dacă ne pocăim și ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, vom primi bucuria supremă în prezența Lui. Atunci vom fi cu adevărat bucuroși în orice circumstanță, în orice încercare, pentru că vom avea o sursă sigură de bucurie și anume părtășia cu Dumnezeu prin cuvântul Său, prin biserica Lui, prin lucrarea Duhului Sfânt în inimile noastre. Să ne ajute Dumnezeu ca în fiecare zi să aplicăm metodele care El le-a lăsat prin Harul Său în viața noastră, încât să ne bucurăm în El și să ne bucurăm numai în El. Toate celelalte, toate binecuvântările Lui din viața noastră sunt doar instrumente prin care să ne bucurăm de El. Familiile noastre, serviciul nostru, biserica noastră chiar, sunt doar instrumente prin care să ne bucurăm de Dumnezeu. El este obiectul și El este sursa bucuriei noastre. Și să ne ajute El să ne bucurăm într-adevăr doar de El. Amin. Amin. Hai.